În această ediție, Asfalt de Moldova o readuce acasă pe interpreta de muzică populară Anișoara Dabija. Noi aici, în casa asta, am trăit o copilărie minunată. Știți ce părinți buni am avut? Pe bune, atunci când vorbea tata de noi, el nu putea fără lacrimi. El așa de tare ne iubea pe toți, ca să nu mai vorbesc de blândețea mamei. În premieră ne vorbește deschis despre faptul că maestru Nicolae Bodgros a fost bărbatul alături de care a simțit că poate fi o femeie protejată. Nu regret, pentru că probabil maestru a fost omul care m-a scos din mocirla pe care eu o trăiam. Atunci, la moment, el a fost alinarea și mâna cea care mi-a întins-o să ies, pentru că eu am avut tentative de două ori să-mi iau viața, pentru că nu mai rezistam. Dar ăsta este un capitol al vieții pe care și l-a asumat cu toate consecințele. Dar unicul om care eu consider în suflet că îmi pare rău și am greșit, asta este doamna Lidia și îmi pare rău. În florirea grădina, dintr-o singură tulpină, un bujor și o garofiță, un băiat și o fetiță. Bujor să-mi crești mândru ca povești, garofița lasă să crești mândră și frumoasă. Ca să le fie ziua mai productivă, două prietene care nu au secrete una față de cealaltă vor face astăzi echipă la filmări. Anișoara Dabija și Natalia Proca au devenit prietene la cataramă, pe scenă și în viață. La un moment dat, când i-a fost viața mai amară, Anișoara a avut cui să ceară un sfat și un sprijin moral. Când nu știam ce să fac și ea o știu să-mi dă un sfat, dar așa cum ea e sufletistă, să iau hotărârea tot cu inima și sufletul. Tu ești un fel de cochil luat de suflet de mine, deci să spun așa, schid o paranteză. Mamica Ani, tanti Cătiușa, de timp am să pomenesc cum vinea ea la Chișinău, voi trăiți în chirie cu copiii și vinea ea cu hramul de la Răspopin la Chișinău. Și Anișoara spune, zice că vine mămica, dar am vorbit cu dânsa la telefon și o zis să fii și tu numai decât tare te așteaptă, tare vrei să te vadă. Și se mai întâmpla că Anișoara avea filmări, avea imprimări, nu știu ce. Și eu rămâneam cu fuții ăștia, cu băieții rămâneam. Și era și tanti Cătiușa și ea odată mi-a zis, te rog, mama, să ai grijă de fata asta, că eu văd că tu așa ții la dânsa și tu ești aproape de dânsa. Că Inușca în Italia, Ionic era la Moscova, fratele Anișoarei. Dar te rog să ai grijă de fata mic, tu ești mai aproape și voi sunteți ca surori, să ai grijă de dânsa. Mama, tata cu dor greu. Interpreta provine dintr-o familie cu trei copii. Una dintre surori, Ina, locuiește de mai mulți ani în Italia. Acolo și-a întemeiat o familie. Anișoara este interpretă de muzică populară. Ion, mezinul, la fel ca și sora mai mare, a ales să-și construiască un viitor mai bun departe de casă. E un amalgam de emoții și sentimente frumoase și dureroase și... dar oricum, e bine, mă întorc în sat. De acolo de unde am plecat. De regulă, drumul ei spre Răspopeni trece pe lângă satul de paștină al umoristului Gheorghe Urschi, localitate în care am ținut să ajungem în una dintre edițiile Asfalt de Moldova Dragi Nouă și în care am făcut cunoștință cu frumoasa familie a umoristului. Sunt mândră că el este pământeanul nostru. Și pe urmă s-a întâmplat și chiar foarte mult am tânjit după... tot ce își făcea dumnealui, după arta lui, și cred că nouă ne lipsește un Gheorghe Urschi în scenă.
Copilărie trase la Indigo a copiilor crescuți la țară. Nu se temeau nici de greutăți, nici de provocări, pentru că ele erau parte din viața lor. Cu zeci de ani în urmă, câțiva kilometri parcurși zilnic pe jos erau o nimica toată sau o azvârlitură de băț, ar spune cei care se regăsesc în aceste descrieri. Când eram student, stăteam la opriri și m-a ducea tăticu până aici la opriri și așteptam până vinea autobusul, mergeam, eram student la Soroca. Și când mă duceam era mai ușor, dar înapoi, când vineam, de câte ori mergeam și pe jos până la Răsfopeni, cu geanta în mână. La asfalt de Moldova urmează. Surorile Dabija vor avea o zi memorabilă. Una a revenit din Italia, iar alta a lăsat Chișinăul ca să-și amintească cât de dulci erau zilele petrecute acasă. Și bine cum mă întâlnești măcar tot. Nu sunt puține cazurile în care copiii nu prea aveau cuvânt de spus când venea timpul să-și aleagă o profesie. Ce să mai zici de cazurile în care tinerii visau cu ochii larg deschiși să devină artiști? Se mai găseau și din cei care mergeau împotriva valului. Moșul Iurie ține minte și acum momentul când anișoara Dabija a plecat pe ascuns să se înscrie la studii la Colegiul de Artă din orașul Soroca. Mama nu-mi permitea mie. El nu a vrut ca eu să merg la colegi. Eu i-am sunat și spun că mă duc în ospiție. Ea nu vrea săraca să mă fac artist. Zic, vin în ospiție și mă duci la colegiul de arte ca să dau examenele de admitere. Și uite, cu dânsul am mers la colegiul. Noi ne-am dus examenele de primire. Au fost anunțat alături de dânsa. Și au intrat că trebuie să intri că avea și voce și... Tăt era, e de la nășica, de la nășelul, cum a intrat la colegiu, nu ți-o mai dat bani. E vinea pe el, dar el ori le da bani. Copilă fiind, își antrena glesciorul de pe atunci la evenimentele din raionul Șoldenești, dar și prin satele din regiune, alături de unchiul Iurie. De pe atunci se simțea în centrul atenției ca peștele în apă. Au ieșit primele nunți cu microfonul în mână la nuntă, cu mine a fost. Ea avea voce puternică. Mă descurcam, chiar sunt curioasă. Te descurcai. Te descurcai și tare nu rău. Învățătorii de la colegiul învățătoare, doamna... Raisa Berbeci. Vine Ieșamon, îi spune, și că eu împrumutam bani de la Ana, eu eram profesor aici și eu împrumutam bani. Și că vine Mitica dimineața, zice, colea, că mai cura, mai lune, după duminică, dacă avem ceva de lucru duminică. Și că da, nu lipsă. Dar la lecții mergeam. Chiar da. Dacă erau trei nopți cântate, vocea obosită, eu mă trezeam și mergeam la lecțiile de cor. Și clar că mă certa învățătoarea, doamna Berbeci, Dumnezeu să-i dea sănătate, că vocea mea o meu, dar în schimb mă întrețineam. Și el, moșul Iura și finul părinților mei, el spune, mi-a dat prima bucată de pâine și chiar cum am ieșit de pe poarta părinților, mă bucur că am avut ocazia și n-am mai luat bani, că erau timpurile grele. Acum ar da orice ca să audă criticile mamei și să se mai simtă încă o dată copil în brațele puternice și muncitoare ale tatălui. Anișoara Dabija este născută la 14 septembrie 1980 în satul Răspopeni, raionul Șoldenești. Fostă interpretă în orchestra Doina Armatei și Lăutarii. Este cartea de vizită a localității în care a crescut. Parcă m-am mustrat conștiință că poate trebuie să facem ceva. Dar e așa mă sunt bine, pentru că sunt așa cum le-au lăsat ei. Și parcă am impresia că și mirosul e așa, aroma aceea care era, încă mai, o mai simțim, așa cum erau când erau părinții. Dar pentru mine, pentru noi, cred că asta era cea mai frumoasă ogradă, cea mai frumoasă casă. Locuim în Italia, ne întoarcem acasă an de an în luna august. Deci luna august pentru noi este reîntâlnirea familiei. Primii care ajung acasă suntem mereu noi. Când ajung la poartă și îmi găsesc lăcata, aninată,
ne umplu lacrimile și facem mereu tot acolo grădinii. Pe urmă intrăm în casă și stau pozele părinților și îi salutăm. După aia chiar mă cert uneori cu ei, că zic, cum, eu vin acasă și măcar nu ieși la prag să mă întâlnești. Și astăzi fetele Ecaterinei și a lui Isidor Dabija au făcut același drum. Părinții sunt alături de ele atât timp cât copiii sunt cu gândul și amintirile la ei. E adesea când ajungem aici la cimitir, tante Axenica ne, dar mai este lângă tăti și mama la un coleg de-a meu de clasă. Mătușa Axenia cercetează fetele din cap până în picioare și vede în ele foarte multe asemănări cu răposații soți Dabija. Fiecare a luat câte o bucățică din părinți. Anișoara și sănătoasă cu mămica. Cu mămica? Așa. Da. Și la siluetă cu mămica seamă, da, și la caracter cu mămica. Sora mea cu tăticul. Da, trei ochine, da, cum e... Mai rar așa, familie. Mulțumesc! În continuare, la asfalt de Moldova, vezi pe cine a vizitat Anișoara cu lacrimi în ochi. Cine este doamna care se bucură să o vadă mai mult față în față decât la televizor? Este ca dumneavoastră. Da, este ca dumneavoastră. Ce-i faci? Cum ești, mama? Și mă bucur, te văd la televizor, te văd la televizor, dar cum te văd corect, față-n față. Asta e vecina noastră care are grijă și de casă și atunci când eu vin acasă, ea are grijă să-mi facă plăcințele, să-mi facă mâncare pe care știi că mama o făcea. Totdeauna spune și mai văruiește acolo mărginile și bordurile și alea la trotuar. Sunt ca acasă. Sunt ca acasă, nu sunt așa de tare lipsa mamei. Frații Dabija au trăit o adevărată dramă. Părinții s-au stins din viață la o vârstă activă. Au decedat tineri și în condiții neclare pentru familie. Isidor Dabija s-a stins în mai puțin de o lună, iar mama Ecaterina a decedat la o nuntă, prinsă într-o horă. Stai, bunica Ana, mama mai mică, cărui nume-i porți. Da, și apropo, suntem și pe o... 14 septembrie, într-o zi, ziua de naștere, aceeași, da, și cânta așa de frumos. Cel mai mare regret este că poate n-am reușit mai mult să le spun părinților cât de mult îi iubesc, cât de mult înseamnă pentru mine, au însemnat pentru mine și că nu trăiesc ei. S-o dat pe o parte, deteriorat. Cine te-am găsit, Luci? Verișoara noastră. Te-am primit. Te-ai făcut bubă de plâns? Da. Faceți cunoștință. Lucia este verișoara cea mai mare a anișoarei Dabija. Ne sunăm și dacă eu încep a mai spune din problemele mele, poate nu chiar mari, ca să nici pe desa să mă întristez, dar ea a doua zi mă sună și mă întreabă încă o dată. Dar uite, mi-ai zis așa, s-a rezolvat problema ta sau nu? Vreau să vă zic că starea ei, adică
profesionalismul ei nu-l pot eu aprecia, fiindcă sunt specialist. Dar eu nici nu vreau, Luce, da, ca bunătatea. Să mă primești ca cântăreață, să mă primești ca verișoara ta. Uite, eu amu, de atât am vrut să zic, eu te primesc ca pe verișoara mea, cea mai scumpă, care te iubesc foarte mult, te apreciez, pentru bunătatea ta, fiindcă care cunoaște, care cunoaște pe ea, sunt sigură că eu găsit la fiecare cheiță inimii, fiindcă ea știe cum să trateze fiecare inimioară unde acolo este o problemă. Neamul Dabija este numeros și foarte unit. Dis de dimineață, la bucătăria verișoarei plutește un aer plin de arome. Din câte se vede, la războpeni se mănâncă gustos și bine. Așa că pofticioșii sunt rugați să-și țină apetitul gustativ în frâu. Am pregătit iepuraș cu tort și cu legume, și cu cărciorele. Și cu cartofii scăzuți, care îi tare îmi plac. Îți plac. Și știu că tu acum mai ești o leac și la o dietă. Am lăsat-o la Chișinău astăzi. Nu este. Pe vremuri nu era mâncare mai bună decât deliciile mamei. Era cel mai bun apicultor pe atunci, era un gospodar, ții minte, da? Da. Dar cel mai frumos era când ne luam lingurile, da. Ne ascundem pe ascuns. Marin, tu ții minte așa ceva? Ai făcut așa ceva? Luam lingurile și ne ducem în bacul ăla mare. Și luam de acolo și bunelul ne vede, tăcaniță ne aprinde și... Pentru că ni se rupeau lingurile în miere acolo, că erau, dar nu acolo nu era plac miere așa din faguri, când o tăie, când o aduce, noi acolo era mierea întărită. Da. Și apăsărem pe cuptor până îi spărgem bunicăi cuptorul. Intram în cuptorul de copt. Intram acolo, da? Foarte! Noi am avut și cușine în tărta la veselie. Ei erau mai mari, dar în schimb noi când ne ducem la Casa de Cultură, la club, cum noi spuneam, la discotecă, noi eram, nu ne temem de nimeni, nici eu, nici Ina, sora mea, că noi verișorii mari, care să-ți ferească Dumnezeu să atingi cineva din noi. Rămâi cu Asfalt de Moldova. În continuare, interpreta Anișoara Dabija în premieră ne vorbește despre bărbatul care a făcut-o fericită, care i-a readus pacea în casă și alături de care a uitat ce înseamnă să fii umilită și hărțuită fizic. Interpreta a fost căsătorită și a adus pe lume doi băieți alături de Dumitru, instrumentist în orchestra prezidențială. Dar viața de familie nu a fost una exemplu. Anișoara susține că a avut parte de umilință din partea soțului, iar scenele se repetau inclusiv în ochii copiilor. Probabil cât ne-a fost mai greu, parcă ne-a ținut mai grămăjoară. Dar când... Nu știu, probabil când apar banii, când este viața mai ușoară, când ai de toate, da, cei că bate lăturile, știi? Din start au fost niște lucruri care trebuia să le înțeleg, dar eu îl iubeam prea mult, să-mi iertam și să fim, ca să fim împreună. Anume, apropo, ce ținea de infidelitate. Am încercat noi să... Așa cum, de fapt, e specific la noi în Moldova, să camuflăm, să iertăm, să... dar caracterul, educația, nu știu ce să spun, își spun cuvântul cu anii. Ceea ce m-a făcut să nu-l suport și să-l urăsc, asta a fost agresivitatea față de copii. Eu în viața asta mai mult ca copiii, apoi când nu iubesc nimic. Nu banii, nu avuția, nu luxul, nu știu, și să mă iubesc pe mine, poate ar trebui mai mult. Eu îmi iubesc copiii. Și atunci când dai în copii, dai în sufletul meu. Dai în sufletul meu, nu pot ierta. Dacă eu îl iertam de ei infidelitate, ei se purta cu mine urât, ei vorbea cu mine urât, mă umilea, nu știu ce... Când era vorba de copii, aici noi ne certam la cuțit, pentru că nu prea știa să vorbească cu ei, știa doar să dea cu pumnul. Să dea, da, da, nu, urât.
Dacă o perioadă nu vorbeam despre asta, pentru că Cristinel era mai mic și spunea că, mama, nu vreau să știe toată lumea, copiii mei de la școală. Pe urmă, tot ei mi-au spus, mama, cred că tu ai tăcut suficient și e timpul să vorbești. Pentru că toată lumea te învinuiește pe tine și tu nu meriți. Eu am văzut că nu merge și nu-i bine și până a divorța, până eu a pleca, sigur noi am mers la psiholog. Noi am mers la psiholog împreună cu Dumitru. Eu am mers cu copiii și femeia cei atunci mi-a spus, nu, draga mea, nu pot schimba nimic cu el. Da, el înțelege că o greșit, da, el înțelege că ți-o greșit ție și infidel, dar el vrea să fie cu voi, dar comportamentul nu se schimbă și chiar nu se schimba. Bine, se m-a obosit, cred că, de la 2-3 cântări. Și... imediat după cântare trebuia să merg în centrul Chișinăului, că era un spectacol unde trebuia să cânt mai întâi la Armeană, după asta trebuia să intersecția cu Armeană Ștefan cel Mare, pe urmă fuga trebuia să alerg, era ziua orașului, la teatru de operă. M-am rugat, zic, vină, te rog să mă duci cu mașina, mă dor picioarele, nu sunt în stare, nu dormisem deloc absolut. Și nu știu cum, nu ne-am înțeles, că zic, coboare, te rog, mai aproape, el nu vrut, eu până la urmă am mers pe jos, pe docuri, am ridicat foarte mult pe drum, m-am așezat în mașină și am înjurat. Mama, măsă-i, de ce chiar n-ai putut să te cobori un pic mai la... Am înjurat. Până atunci n-am zis și nu în adresa lui, pur și simplu am spus o înjurătură și a fost. Fac. Nu am mai putut nici să cânt și nimic. Dar știți că am luptat, vă spun, și cu psihologul, și cu părinții, și cu... Deci mai întâi, ca să nu-mi supăr părinții, să nu-mi rușinez părinții, ca să crească copiii cu tată. Până psihologul mi-a spus că în așa, cu așa stres și violență, tu ești vinovat, copiii tăi suferă. Maestrul Nicolae Botgros a fost bărbatul alături de care a simțit că poate fi o femeie protejată. Acest pas i-a dat peste cap viața, a mers pe muchie de cuțit, dar ăsta este un capitol al vieții pe care și l-a asumat cu toate consecințele. Fiind noi într-o relație atât de, mă rog, de tensionată, unde sigur că am căzut în cealaltă extremă. Deși colegii mei cred că o știu mulți din muzicieni, că eu n-am fost femeia care, să fiu o femeie ușoară, care nu știu ce. Fiind mereu obișduită, s-au găsit un alt suflet care să spună tu, dar deși vă spun că noi chiar și în casă am trăit împreună 2 ani separați. Nu sunt la mijloc interese. Cel puțin eu, cu niște sentimente profunde, și eu îi mulțumesc pentru că mi-au arătat că există bărbați în lume care știu să respecte, care știu să fie bărbați. Nu doar cu vorba și nu doar cu... dar în adevărat sens al cuvântului, să ofere, în primul rând, un prieten, un om bun. Și cel mai mult ce m-a atras, ceea ce mie mi-a lipsit, am spus din start, sensibilitatea aceea de om. Din relația anișoarei Dabija cu maestrul Nicolae Botgros s-a născut o fetiță care poartă numele tatălui, Nicoleta. Nicoleta are frați care iubește, care îl lângă dânsa. Maestrul la fel o iubește la nebunie, la nesfârșit și la... este puterea lui Nicoleta, este... probabil... Eu de multe ori mă întrebam, de ce eu? De ce trebuia să se întâmple așa? Parcă eram o fată deșteaptă, parcă știam să spun nu, parcă de ce eu trebuie să ne meresc în situația asta? Ei, uite, câteodată, chiar și cum ai zis, zic,
Dar poate asta era menirea mea. Un om asemenea ca maestru, el trebuie să trăiască multe, are de făcut multe, de făcut multe. Și poate Nicoleta a venit pe lume pentru a fi puterea lui și acel feruț de care să te agăți de viață să poți merge mai departe. Sunt Pașa Parfene, țin un pic. Hai să vedem dacă este aici de lucru. Poți schimba scenariul. Nu schimbăm nimic azi. Să facem cunoștință cu profesii mai puțin populare. Băi, vântul! Treabă și te pui în spate. Am niște senzații foarte ciudate. La București! Stăcini și... Trăiești! Hai, lasă că ies frumos! Uite la firma băiatului. Moș Crăciun. Așa. De aici pornesc poveștile noastre în toată lumea. Iar lumea devine mai bogată cu poveștile noastre. Moldova crește eroi și răspândește peste tot. Pe 7 continente, în zeci de țări și sute de orașe. Moldovenii duc ceva de acasă peste tot. Curaj, stil de viață, mentalități, tradiții, apetitul pentru muncă și o viață nouă. Agonisim în pribegie experiențe și istorii remarcabile. Ne facem iubiți și văzuți oriunde, dar în final, toate drumurile duc acasă, cu trup și suflet. Cealaltă Basarabie, vineri, doar la Jurnal TV. Ei, nu știu cum voi, dar cred că fiecare, nu? Când îi sprânești ceva frumos, gustos, miroase, fain, apoi ești așa, nu știu cum, mândru de tine, știi? Fantastic! Bonissimo! Iua! Înțelegi? Bun! Mm-hmm. I will be back. Încercați acasă, neapărat. Ai chef de gătit cu Alexandru Comerzan în weekend la Jurnal TV. Năsmarii cântăreață lasă lumea să spună, la emisiunea asta ne strânge împreună. Lume din toată țara se adună, cu Dora la ecrane an de an. Lume din toată țara se adună, cu Dora la ecrane an de an. Dora Show, sâmbătă, doar la Jurnal TV. Au fost unele momente când avem senzația că mă rândeie. Cum te simți? Crezi în destin? Ce ai face dacă ai dat timpul înapoi? Eram într-o stare extrem de gravă. L-am rugat să nu mor, să nu mă lase să mor, pentru că asta mi-a fost presimțirea. Tu trebuie să fii sănătos. Partenerul emisiunii Invitro Diagnostics. Performanță prin analize și consultații medicale. Dacă taci, nu înseamnă că ai dreptate.
ai oportunitatea să-ți pui în valoare argumentele. În fiecare zi de luni, de la ora 20, la ora expertizei. Cei sunt de dușmani? Apropo, domnul Dodon mi-a făcut cunoștință cu domnul Plahotniuc. Eu am foarte mult. În secret s-a întâlnit cu Dodon. Nu este o creatură. Plahotniuc este o creatură. Zeci de ani de minciună, jafuri și trădare. Igor Dodon au favorizat cu nimic și pe nimic. Cine știe ce a fost Napoleon cu ceva? Plahotniuc are influență mare la Rusia. Nici nu-i mister. Erau prieteni. Orice secret va fi dezvăluit. Cine v-am spunea că a fost care listă? E timpul adevărului. Să nu fi fost finul președinte? Unde este? Ce întotdeauna corupție, procuratură, cât timp stăriți? Secretele puterii. Miercuri. Doar la Jurnal TV. Anișoara Dabija cântă de la 5 ani. Revenim în casa de cultură din sat, acolo unde s-au făcut primele vocalize și s-au făcut resimțiți primii fiori ai scenei mari. Vara aici mai era și scena de vară. Chiar dacă nu e o casă de cultură foarte, foarte mare, dar este activitate și asta mă bucură tare mult. Noi în copilărie, în general, am avut o orchestră de muzică populară și colectiv foarte mare de cor și ansamblu folcloric. Casa de cultură din Răspopeni, cândva neîncăpătoare de artiști în devenire și spectatori însetați de artă, în prezent a rămas neschimbată, cu mici excepții. Nu e o problemă, nu e... Da, sigur, acum le povesteam că așa cum este, nu-i pompos, nu-i, dar sunt frumoase amintirile. De la 5 ani eram mai mici ca dânsele. Aici, pe scenă, eram cu, cu mămica prima dată la grădiniță. O adus colectivul și cu, era domnul Timircan, ne-a acompania. Domnul, da. Și apoi mai târziu, dar mama aici au activitate cu un orchestră așa de muzică populară, care era taraful. Și apoi mai târziu eu. Și de acum doamna Diana, ea era la noi mai modernă, cânta la clapi. Prima orgă electronică în satul Răspopenea ți-a dus-o dumneavoastră aici. Și sigur că ea ne acompania și cântam trenule. La ce oprire a rămas a mea iubire. Să cânti din plăcere și să înveți copiii să cânte fără bani. Ăsta era mesajul și povața de viață a dascălilor anilor 80-90. Greu tare, nu știu cum rezistau ei. Salariul tot în caluși. Da. Tot cumpărat din banii noștri. Propriile. Care din banii noștri, care mai cântam la anunț, care mai tot era din banii noștri. Și acum avem Și frig. Și frig, aici mereu nu se încălzea. Acolo câteva, două cabinete care se mai încălzeau, dar așa ne adunau. Eu le mulțumesc, știți pentru ce? Că chiar dacă aveau salariile zero, trăiau greu, că atunci toată lumea trăia, de fapt, greu. Noi alergam la repetiții, lăsam tot ce era acasă și alergam la repetiții și eu mă bucur că ei au știut să adune copii, să adune oamenii maturi, să mai facă artă. Cioclie, ia să-mi spui tu, micile vedete din Răspopeni astăzi sunt recunoscute de toți iubitorii de muzică populară. Pe această scenă au evoluat mai multe voci sonore din țară. Cristina Scarlat, Mătălița Proca, Georgeta Voinovan, Doinița Arseni, Marina Filipovici, Iulian Curochi, toți oricum, orchestră întreagă. Zic, Doamne, cum o să fie primiți? Nu vă pot să redau. Ce mândră eram de consătenii mei. În picioare eu aplaudat pe toți. Și asta înseamnă că cultura noi în sat, cât e de greu și așa cum este, oricum, datorită oamenilor de cultură,
asta se menține și pentru asta noi vă mulțumim frumos. Și mai ales că de aici, au pornit Nadejda Cepraga. Asta în primul rând a fost primul nostru model din sat, care acum deja e la Moscova. Nu trăiesc departe, dar mereu două minute le întârziem. Dar și acum cred că eu iubesc să întârzi. Nu știu, așa spre mea, până îmi găteam ghiozdanul, până îmi puneam nu știu ce, că eram chitită eu, zic așa, mereu îmi plăcea să... Și mereu cele două minute le întârziam. Dar alergam fuguța, dar dacă ploua, tata intra cu mașina, ne aducea până aici. Și directorul școlii de pe atunci râdea, că cum chiar așa, cu mașina până la școală? Ei, așa ne iubea tata. În clasa întâi când am venit, eu cred că eram a doilea an de când s-a făcut școala. Și era tot nou și mirosea totul. Când am venit în clasa întâi, mi se părea că a fi în clasa întâi, asta înseamnă sport tot nou. Haine noi, pantofi noi, geantă nouă. Și școală nouă. Pe urmă am înțeles eu că nu chiar așa. Anișoara se înghesuie în banca școlii, acolo unde a primit cele mai importante sfaturi de viață din cărți, dar și de la dascălii care i-au învățat în primul rând să devină oameni. Talentul interpretei a fost remarcat și apreciat de toți. Lumea era fascinată de vocea copilei. Eram invitat la o întâlnire cu absolvenții în calitate de profesoară de bineînțeles. Și cu soțul meu, care pășea mai rar în școală și la un moment dat a început program artistic, a cântat careva acolo, el având ureche muzicală și la un moment dat a început să cânte Ana. Și el zice, iată fetița asta cântă foarte frumos. Ceva noi nu știu ce vroiam, căldură, nu știu ce vroiam. Și ea ca am inventat o grevă eu, nu la școală, ei, dar e pe jur, nu pus la... Nu, am scris noi nu știu ce, o foaie, că refuzăm să mai învățăm în clasa asta unde nu știu ce acolo curge. Și era frig și să ne mute undeva mai cald. E mare războinic, mă găsesem eu. Deci nu eram și mei cu minte. Într-adevăr, atunci timpurile erau mai grele, dar căldură nu era. Da. Da, se deconecta energia electrică, erau foarte grele și copiii erau îmbrăcați la lecții. Erau timpuri când se reducea durata lecțiilor din considerente de fric. Păi da, așa era toată Moldova. Eu încrântei din viața mea, în rândul patru locul meu era. Și cât voi fi și voi trăi, nu voi uita. Așa aș vrea să mă fac micuță, să mai măr pe cele șcărăruși, să fie tot așa cum a fost. Revenită în sat, Anișoara nu poate trece pe lângă fântâna mătușii Catiușa, uneori din însetare, alteori ca să-și împlinească pofta de apă sănătoasă de acasă. Aici la tanti Catiușa, fântâna asta are o apă tare, tare, tare bună. Noi avem și noi acolo fântână, dar la dânsa e mai bună. E și mai gustoasă. E mai gustoasă. Bă, da, cum cresc? Eu nu știu, scoate apa, am uitat de unde m-am pornit. Dă o mână de ajutor. Dar e plină oare? E plină, e plină. Dacă e acolo așa, e plină. Bă, da, cresc eu, am uitat. Nini dor, nu că am uitat, nini dor. N-are încredere. Pare că oroșu, m-am făcut oroșancă. Nu, tanti Catiușa, tot așa. Și-o torn aici? Ori nu jos, da? Aici. A, metoda s-a schimbat, că e ceva nou. Eu o punem jos. Nu jos. Nu jos. Eu cât vreme aici, că aici mai vin copii. Cu pișoare măgare, e drept. Cândva în această ogradă se adunau copiii din Mahala. Toți erau de o statură, aveau aceleași năzbâtii în cap, dar fiecăruia cel de sus i-a pregătit câte un plan aparte de viață.
Apa din fântână e apa din fântână. Orică e gustul copilăriei. Foarte mândră, mai ales când o vedem la televizor, suntem cei mai fericiți că avem cu cine mândri în satul Răspopeni. Sau când era mama, dacă doamne, mă vede cineva la televizor repede, ei, dragul mami, nu te putem asculta, că toată lumea mă suna să-mi spună, uite cât cântă anișoara. Să știți că eu i-am invitat și la un concert, a fost da? Anișcat și la concert, a fost. La Palatul Național, că zic, cât se poate, numai de muncit și de venit numai atunci când cânti greu. Venit și luat și frumos de la viață, cu un spectacol la Palat, eu nu zic de mine, dar în general, un concert. Ne, sigur că da. Atâta de mulți artiști au cântat, nu știu, dacă au fost mulți fixați. Cu orchestra Lăutare, da. Dragul mii de soacră mea, că mă potrivesc cu ea. Și la joc, la tot ce vrei, parcă aș fi fata ei. Mămica, știi cum spunea când ieșe de la concert? Dragul mami, am o inimă cât un munte. Uite, asta era senzația. Așa și eu. Chiar dacă nu sunt eu în spectacol, când merg la un spectacol, chiar ies de acolo. De asta invit lumea să vină la spectacol. Să mai lăsați din muncă. Anișoara Dabija a decis să meargă în vizită la grădinița unde mama ei a fost educatoare mai bine de 40 de ani. Mama și-a dedicat viața tuturor copiilor. De ce spunem asta? Pentru că avea 3 acasă și 10 de pici la grădiniță. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc. Îmi dai voie să intru, Fenuța? Da, evident. Doamna directoare este și fina mea de cununie și colegii. Am fost la școală și prieteni. Noi am rămas tot din copilărie și am rămas pentru o viață. Mă văd la televizor, parcă eu când alături de ea pe scenă îi cunosc emoțiile, îi cunosc privirea fiecare gest, gest, pentru că știu ce simte, da, ce simte. Și mă bucur pentru ea întotdeauna, o aștept mereu cu drag. Mama a avut propuneri și ea înlocuia directoarea, dar ea nu-și dorea să fie la conducere pentru că ea iubea copiii. Ea așa își spunea, eu nu vreau să îmblu printre hârțoaje, mie nu-mi place să îmblu la primărie, că e mult de lucru. Da. Trebuie cineva de înlocuit, eu eram studentă. Și mi-am zis, trece aici și aș lucrează, nu prea sprinie, tot ies armana mai vine. A fost un om cu, bună la suflet, da, un om cu literă mare, cu suflet mare, un educator exemplar, foarte, foarte, și-a dat toată stăruința și tot sufletul pentru copiii din sat. Nici n-am cuvinte, a fost super, bravo, foarte bravo. Noi chiar își iubea copiii. Ea iubea copiii și cu colectivul ne împăcam, omenoasă. Blândă, liniștită. Câteodată mă spăram pe dânsa, că ziceam, zic, vin și ai stai cu copiii mei, ce atâta grădiniță, de acum îi avea și ani de pensionare, cât atâta copchii satului eu, așa ziceam, cât atâta copchii satului, banii care ți-i dă la grădiniță, uite, ți-i dau eu. Și ea să rămâne ca spune, ei, dragul mame, știi, uite, mama ar să te ajute și pe tine, vin și la tine. Mă las, mă uite acolo. Mai târziu eu am înțeles, asta era viața ei. În memoria mamei, acum 6 ani, fiica a organizat un concert de caritate. A adunat sute de spectatori, iar banii colectați după concert au fost investiți în condițiile mai bune din grădiniță. Lumea din satele din jur, din satul nostru, deci au venit și practic prin procurarea acelui bilet au donat bani grădiniței, am câștigat o sumă destul de bună. Și s-au achiziționat lucruri importante, bune pentru noi în grădiniță. Ce a fost un proiect cultural chiar la început. Noi, în primul rând, ne doream măcar că spectacolul se chema o jucărie, pentru grădinița. Măcar ta. Pentru jucării, măcar pentru... Dar m-am bucurat că le-a ajuns nu doar pentru jucării. Anișoara se mândrește cu rădăcinile sale. A trăit o copilărie fericită și lipsită de griji. Părinții au muncit din greu pentru a le face copiilor o viață mai ușoară. Și noi aici, în casa asta, am trăit o copilărie minunată. Știți ce părinți buni am avut? Că spunea lumea, poate să gândești cineva, spune că trebuie să spui în fața camerei. Nu. Pe bune, atunci când vorbea tata de noi, el nu putea fără lacrimi. El așa de tare ne iubea, pe toți, pe fiecare în parte, atâta de tare ne iubea, că el nu putea să vorbească, îi jucau mereu, măcar cât era el de bărbat și harnic, și bărbat. Dar ochii jucau în lacrimi când era vorba de noi. Și noi, când eram mari, deja am înțeles că noi eram comoara lui.
buni, răi, obraznici, cuminți, am învățat. De fapt, noi am învățat, când am fost fete, nu i-am făcut noi de rușine pe la școală, dar el tare, tare ne iubea, ca să nu mai vorbesc de blândețea mamei și frumusețea ei. Sora e așa iuti ca tata, dar lacrimile în ochi le are și e ca și tata. Ați avut o copilărie grea? Nu. Să spun că nu am o copilărie grea. O copilărie foarte frumoasă. Mereu aveam... Tot ce ne-am dorit. Haine noi, dar haine noi erau mereu jucării. Am avut cele mai frumoase jucării. Până perioada de la 90, părinții noștri au foarte bine. Casa noastră era una dintre cele mai frumoase case în sat. E bine, acum e mai modern, dar era una dintre cele mai înalte și frumoase case din sat. Tăticul mergea prin toată fosta Uniune Sovietică. El era șofer, dar avea ocazia și mergea. Și noi aveam niște hăinuțe care nu le găsai nici măcar în Moldova. Tăticul, timp de o lună de zile, început să simt rău, dar el era omul care niciodată nu spunea că îl doare ceva sau că mi-e greu. Niciodată n-am auzit un cuvânt din astea că vaie din cauza la ceva. Deja un timp de o lună de zile. Timp de o lună de zile. Și nu știm care a fost motivul. Cancer. Probabil. Cancer, că pancreas, că stomac. Dar foarte repede s-a stins. Mers la nuntă, o stat, da, la prima masă și când se iasă la primul dans mirii, o ieșit, da, o dansat și când, știți cum, după primul dans, merge toată lumea într-o sârbă. Și s-a prins și ea, a făcut doi pași, că era cu fratele la nuntă, eu nu puteam să merg, că avem o operație făcută pe corzi. Corți că am avut o operație și n-am putut să merg, că trebuie să cânt, să vorbesc și nu aveam voie nici măcar să vorbesc. Și nu m-am dus și regret tare mult că nu eram acolo pe locul dânsa. Și cu fratele spune, hai să dansăm și noi. Și chiar spune, hai, chiar am să dansez, că de când a murit tăticul, nu am mai dansat. Și-au făcut câțiva pași în horă, și-au făcut infarct și s-a dat într-o parte. Și când am venit deja eu, nu mai aveam mitică suflare. Astăzi fiecare obiect din casa părintească, cât de simplu, prezintă o valoare sentimentală. Aici unde stăm noi, de fapt, părinții nu era casa și mare, că aici era covorul cel moldovenesc, care noi ne-am modernizat și l-am pus jos, dar e sărmănica ține tare mult la dânsul, acum am ajuns eu să țin la el. Ați văzut că eu l-am adus în bagaj cu mine și am să-l iau înapoi la Chișinău, pentru că sunt amintirile și pașii mamei aici. Și este țăsut de bunica noastră, de Ana. Da. El este... L-a primit ca zestre mama, da. Și noi chiar ținem la... poate noi suntem așa foarte emotivi și poate și pentru cineva spună că măi, ce așa pe emoții, dar cred că este cel mai sfinte lucru. Cu astea trăim. Familia Dabija nu își punea copiii la treabă. Nu aveau animale pe lângă casă și mare lucru prin curtea casei. Cum cicam eu pe jos? Da, și mă numeai, cum îmi zicei tu, ea spune. Asta e, mereu, nu există o piatră, o ogradă care să nu fi fost trezită cu genunchile anișoare. Mereu îi spuneam că tu dormi, tu ești adormită. În schimb, de la fete s-a cerut iscusință și pricepere în bucătărie. Neselite de nimeni, de la bunici au învățat să facă sarmale învârtite cu brânză și chiar să facă focul în cuptor. Bunica Nina, de la ea a învățat scoc învârtită cu brânză de oaie. Asta este... era biletul ei de vizită sau de... Cartea de vizită. Bunica Ana, în schimb, era foarte dulce, foarte blândă. Și eu foarte mult timp, până la școală, acolo eram. Ea știa să fac și foc în cuptor și să frământe pâine și să... Să împletesc pâinea. Sau, absolut tot făcea. Eu nu. Eu când îmi spuneau, veneam la sărbători sau astea, veneam acasă și vină și ne ajută, ce nu, eu mă duc. Ei era domnișoară, se întâlnea, ieșea la discotecă. Dar acum, probabil,
s-au schimbat rolurile, da? Eu nu mai reușesc, în schimb ea le face pe toate. Așezat la masă, suntem cu tăți. Vreau să știu cum au ajuns băiței acasă, Marius și cu Tania, și cum ești tu, și să te poftim cu noi la masă, la Mama Liga, așa cum făceau părinții noștri. Cu mare drag, dacă aș fi mai aproape, aș veni. Cu adevărat, știu că sunt așteptat mereu de voi. Tu mi-ești ca mama. Ești ca o mamă pentru mine și pentru familia mea. Și sigur că ne-aș dori să fiu mai des aproape de voi, să fiu mai des împreună. Dar, din păcate, suntem tot mai rar, ne vedem. Dar oricum, cu sufletul și cu gândul, oricum suntem mereu aproape. Pe lijanca casei încăpeau toți copiii și nepoții. Bunelul Isidor era cel care avea grijă să fie soba caldă, numai bună de dormit. Aici dormeam toți când era în iarna. Eu dormeam acolo la sobă. Da. Alături? Și mămica la margine. De aici am crescut noi, aici au crescut și Cristian cu Cătălin. Ce mă flocăie? Da, mă șchepena. Că cosițe, m-am pletea, da, mă și făcăie. Că nu facem ce trebuie. Ați uitat, ați iertat? E, cum să nu? Dar odată am tras-o și eu pe dânsa, fără să vreau, că avea o gâță groasă, lungă. Și nu știu cum am tras-o, și vede cam tare. Și așa de mult am plâns, și așa mi era de jelic, eu am tras-o pe dânsa de păr. Da. Vrei și am o să mă flocăi, ori să mă cheptin numai? Am o să cheptin. Vrei să mă flocăi, ori mă să mă cheptin? E dacă și mă lovie pe mine, pe urmă plânge nu eu. Chiar dacă părinții sunt de mult plecați din viață, casa părintească lucește de curat. Fetele lui Isidor și Ecaterina Dabija au grijă, cum știu ele mai bine, de acest loc sfânt.